dacă sunteți în căutarea unei metode complet naturale pentru a descuraja dăunătorii de a vă deteriora plantele, trebuie să faceți și să utilizați un insecticid cu ardei iute sau cu boia iute. Insecticidul cu ardei iute a fost folosit de 10 de ani de fermele ecologice și grădinari ca soluție naturală pentru alungarea dăunătorilor. Nu numai că este 100% organic, dar poate fi făcut destul de ușor din ingrediente ușor de găsit și în plus este destul de ieftin. Insecticidul cu ardei iute funcționează ca un efect natural de descurajare prin acoperirea plantelor cu un strat de căldură. El se aplică sub formă de spray lichid pe frunzișul plantelor din grădini. Pe măsură ce rezidul fierbinte se usucă, se acoperă frunzele într-un strat fierbinte și picant. Și atunci când dăunătorii încep să mănânce frunza, este mult prea respingător pentru papilele lor gustative și de obicei îi trimite departe. Pentru mulți dăunători, acest spray cu ardei iute este mai mult un factor de descurajare și îndepărtare, dar pe insectele mici le poate ucide. Două dintre cele mai bune exemple sunt acarienii și viermii de varză. Când este aplicat plantelor afectate de acești doi dăunători, îi poate ucide. Pentru a prepara acest insecticid avem nevoie de 1 litru de apă, 5 ardei iuți, 6 căței de usturoi opțional. Dacă nu aveți ardei iuți proaspeți sau uscați, puteți înlocui cu 3 linguri de boia iute. Usturoiul este un ingredient opțional, dar va ajuta la alungarea insectelor suplimentare atunci când este lăsat să se înmoaie în amestec. Când folosiți usturoi, zdrobiți sau tocați căței pentru a-i permite să se absoarbă în apă. Turnați apă peste ardei sau peste boia iute și lăsați amestecul peste noapte. Dimineața strecurați și insecticidul este gata.